Hey, hey! Salutare, națiune! 15 minute peste ora 9. Salutare, party people! DJ Tonic de la Radio Tonic Show. Seară cu dedicații pentru prieteni, de la prieteni pentru prieteni. Și prima dedicație, doamnelor și domnilor, prima dedicație vine de aici, de la masa noastră dragă, cu B-ul de la știți voi cine, cel mai mega tare DJ, de la suporter pentru echipa de fotbal Dinamo Melodia, celor de la Holograf. Și băieții plâng câteodată, nu-i așa? Am fi și voce, am și glume cu DJ-ul, nu te pune, Ok, a fost această piesă specială, iar mai departe în playlist-ul serii vine o dedicație specială de la Daddy Dragnea, fiți atenți, acum o dăm, calea sus, de la Daddy Dragnea pentru tot Teleormanul. Gașca mea nu poate să stea liniștită. Bravo, zile, domnul Daddy! Iar răspunsul muzical sosește din toată țara și chiar din diaspora, sosește pentru același Liviu Dragnea. Taxi, cele două cuvinte. Nu vă zicem care sunt ele, dar încep cu litera M. Vă las în compania acestei superbe piese. Delirul, asta e acum în țara românească, dar pe noi nu interesează. 8 minute trecute de la începutul emisiunii și următoarea piesă, următoarea dedicație de la clanul LGBT pentru familia tradițională. Merge piesa lui Alex Velea. Dragostea se face minim 2 și până la 300 vă descurcați voi, că aici nu este prag electoral. Iar acum vă las cu o piesă de suflet despre programul de guvernare. Cai verzi pe pereți. Încă 8 minute, încă 8 minute până la jumate. E timpul pentru vreme sau e vremea pentru timp? Luați-o cum vreți voi. Fiți atenți, cei care stați în nord-vestul țării se anunță o zi cu multe grade. Mai ales în zonele unde se face pălincă de 50 de grade. Mai pe după masă va ploua. Unde va ploua? Va ploua în gura celor care fac pălincă. Iar mai pe seară se răcorește. Ce se răcorește? Pălinca făcută dimineața. Evident, mistare în glume. DJ-ul suprema al țării, nu uitați, litera de la B. Vreți să mai știți care va fi timpul? E timpul pentru publicitate. Te-ai întors așa de repede? Da, mamă, soacră, am venit. Ai luat Minimax articulații? Nu. De ce? Nu mai aveau, mi-au dat altceva. Mama Max articulații. Ce medicament e ăsta de bălbâiți? Nu, din asta ți-am zis să iei. Dar nu aveau altceva, mamă, soacră. Nu aveau, pe dracu, idiot. La fica mea să nu se mărite cu tine, cap de p***. Pampălău, dracule, nu mai mergi tu zamă caldă de la mine, du-te în p***. Bine, mamă soacră, hai că mă duc să iau ce vrei tu. Am nu te mai duci nicării, ai de curățat cartofi. Un sac de cartofi să curezi, pro***. Stai aici. Continuăm seara de dedicații pentru Elena Udrea de la Procuror. Te aștept să vii. De la Bucureșteni, pentru Gabi Fridea, preocupat cu gura ta. Iar pentru domnul Tudose, o piesă de sezon. Bună-i vinul Gheorghiuliu, cules toamna pe târziu. Parcă și văd în cramă pe domnul Tudose, bând câte o damigean. Și îți vizionă dedicație de la ANAF pentru noi toți. De la Smiley cu piesa Am bani de dat, am datorii la stat. Datoriile sunt mari cât audiența noastră, dar nu plecați de lângă difuzoare. Urmează informații din trafic. Circulația e îngreunată pe Vâna Prahovei. Circulația, circulația. Cine te-a lăsat grea de ești îngreunată? O fi fost Borcea pe la tine? Nu știu. Familie blocată în mașină la pasul Rânca. V-ar trebui ceva de articulație. Ați auzit reclama de dinainte? În Cluj, n-a apucat, se lucrează pe strada Tăiatura Turcului. Nu se lucrează la drum, ci într-o clădire de birouri aflată în construcție pe strada asta. Ce v-am indus în eroare și de data asta? La. Știți jingle-ul? Urmează horoscopul. Ce ne spun astrele azi? Vărsător, dacă ești vărsător, înseamnă că ai băut aseară. Bea apă ca să-ți revii. Păi, voi faceți dragoste în apa în care trebuia să bea vărsătorul. Berbece. Nu te doare capul de la deschis uși? Cine ți-a pus coarne, nevasta? Câteva minute până la știri. Dar ia să vedem acum ce mai urmează. Da, din regie mi se spune că trebuie să vă las. Timpul trece repede, timpul trece ca și cu avionul. Avion cu motor într-o țară condusă de parașute. Noi suntem singurii care vă arătăm avioanele. Și nu numai că vi le arătăm de aici, de la pupitrul cu B, cu B și cu mare B, vine și prezentăm. Ultima dedicație, dragilor, și în această seară am pregătit-o, este pe țeavă. Vine să vă încânte urechile, o dedicație de la Fuego, de la Hrușcă pentru Fuego. Sună cam așa. Vă cânt eu refrenul. Fată dragă, nu fi tristă, fiindcă e păcat.
anul ăsta iar te întrec eu la colindat. Vă las cu fane furușcă și nu uitați, Radele în Florești și lumină în suflete. Doamne ajută, DJ Tonic. Bună seara și bine v-am găsit la Tonic Show FM, la o nouă ediție emisiunii Mingea Cubică cu Diagonale Impare. Cu siguranță cel mai bun talk show despre fenomen din România. O să vorbim despre sezonul încheiat din Liga 1 de fotbal. Sigur, nu-mi face plăcere, asta a fost un sezon oribil, teribil, de prost. Orice s-a jucat, mă. Numai fotbal, nu. Când mă gândesc la faptul că în Germania a luat Bayern în campionatul și în România Steaua, da, asta mă face să exclam la fel ca Arthur Rimbaud. Je ne parlerai pas, je ne penserai rien, mais l'amour infini me montrera dans l'âme. Toujours să încerc pentru iubitorii acestui sport, sport în străinătate, golăneală, da, în România, da, să fac o emisiune de analiza precedentului sezon. Deși nu-mi place, lângă mine se află celebru mitică de la Ligă. Bună seara, domnule Dragome. Doamne, bună seara, bună seara ție și celor care sunt alături de noi și ne ascultă împreună. Da, mulțumim. Și de asemenea alături de noi, Dorinel Munteanu, liderul selecțiilor la Naționala de fotbal. Bă, Dorinel este, de fapt, un fel de Ion Iliescu al fotbalului. Bună seara, Dorinel! Mulțumesc pentru invitație. Acum vin de la antrenament unde am alergat 20 de ture de teren, am tras 1000 de șuturi la parte. Se spune, mă, careva la ăsta, că nu mai e fotbalist activ, mă. Lasă-te, Dorinel, nu mai ai mingea la tine. Dar nu ai vrea să o facă pe pasiv. Sigur, trebuie să privim serios orice meci. Buturuga mică departe ajunge și la care e frică de lup să se scoale de dimineață. Cum vi s-a părut acest campionat, domnilor? După părerea mea, după Hiroshima, atacul de la gara Atocea din Madrid, campionatul ăsta mi se pare cel mai dezastros. Nu cred de asta, a fost unul foarte cu meciuri tari, cu ambiții și cu orgolii mari, pe măsura jucătorilor. Dacă îmi permite să zic... Zi, Dorinele! Eu chiar aș dori să mai vorbesc, mă așteaptă 300 de flotări și încă 200 de abdomene. Spune, Dorinele! Eu cred că băieții au dovedit că sunt o echipă bună și că dacă spuși bine în tele și ascultă de antrenor, n-are cum să iasă rău. Părerea mea e că în Kârgâzstan nivelul campionatului este mult peste cel din România. Exagerez, domne! Și în Burkina Faso! Meciul i-aduc mai mulți oameni la stadion, în Burkina Faso, da? În Burkina Faso, jucătorii aleargă 18 km pe meci, deci vă dați seama ce condiție fizică au. Fotbalul românesc e curat și arbitrajul este corect. Și Adriana Bahmuțianu, fată mare, da? Avem pe Adrian Mutu în direct la telefon. Alo, Adi, ce părere ai, mă, despre disputele fotbalistice din iarba campionatului românesc? Iar, Lubanciu spune că fotbalul românesc e praf, domnule. Adrian, ce părere ai despre afirmația asta a lui Lubanciu că fotbalul e praf? Adi, salut, sunt Dorinel. Mai am de făcut încă 30 de ture de stadion. Eu zic că Naționala României este o eroină. Eroină? Domnul pace, Adi, stai acolo la Ajaccio. Nu Ajaccio, cum zici tu, Ajaccio. Și nu mai zic nimic, lasă pe cei care se pricep la fotbal să o facă. O concluzie de joc la bătaia asta de campionat, bătaia de joc, ce părere aveți în final? Sezonul viitor va fi unul, dar dracu, domne, toți au luat măsuri de precauție, nu o să fie blaturi, nu o să fie, mai ales că pleacă și ăsta de la Rapid cu prăjiturile. O să fie un sezon foarte curat. Acum, ce să zic, balonul e rotund, meciul are două reprize și dacă Dumnezeu este român, orice se poate întâmpla. Eu acum mă duc să... Concluzia mea e cea pe care o zicea acum 143 de ani Marcel Proust. L'art véritable n'a qu'à faire des proclamations et s'accomplit dans le silence. La revedere, prieteni!